Vai ce m-am speriat, ia uitați-vă acolo. A zis că ăla negru este urs. Ia uitați-o cum sare din copac în copac. Salutare și bine v-am regăsit! Am ajuns într-un alt loc frumos, pitoresc. Se numește Neglans Po. Este în apropierea orașului Liege. Și din câte am văzut eu, pare să fie interesant locul. Așa cum v-am obișnuit, cu râuri, cu pietre, stânci, bolovani, tot felul de chestii specifice zonelor de deal, munte. Și așa că voi merge să explorez. Am ales să merg pe poteca asta, deși există un drum mai accesibil, drept, dar asta este și esența, să iau prin locuri cât mai neaccesibile și să văd frumusețea din zona asta. Sincer să fiu, parcă nu prea mă simt în largul meu să treacă lume pe lângă mine și să mă vadă cu trepiedul, cu telefonul, cu și microfonul în mână, filmând, dar ce mă interesează pe mine? Dacă tot merg, să rămân și cu ceva amintiri. Și beneficiem toți de ele. Probabil că... Cred că trebuie să iau pe aici. Probabil că nici nu trebuie să spun eu prea multe. Se vede clar, cu ochiul liber, că locul este amenajat. Sunt făcute multe podețe amenajate pentru vizitatori, pentru cetățenii, pentru vizitatori din toate colțurile lumii să admire și să beneficieze de un pic de frumusețile naturii. Asta înseamnă să dai mai multă culoare și importanță, să te bucuri de ele. Se vede că locul este curat. Asta înseamnă că au trecut oameni civilizați pe aici. Că nu o să stea nimeni să treacă non-stop să facă curățenie. Și dovadă este că nu sunt coșuri de gunoi. Am evadat din nou
și am plecat să caut locuri frumoase, atractive, interesante. Nu este chiar simplu să fii indiferent față de ceilalți din jurul tău când filmezi și să vorbești de unul singur cu camera. Dar va trebui să mă obișnuiesc să nu mă mai intereseze de ceilalți, ce ar zice, ce mai face și ăsta. Uitați. Foarte frumos. Am schimbat și telefonul. Nu știu cum o să se vadă pe YouTube. Dacă o să fie peisajul mai clar, mai viu. În mod normal ar trebui să fie altă calitatea a imaginii, pentru că filmează și 4K. Avem alt podeț, traversăm pe partea cealaltă, deși văd că aș putea să continui pe acolo, există o potecă, dar hai să mai schimbăm poziția. Din nou iau pe lângă poteca principală, că și aici s-a format un fel de potecă, pentru că turiștii vor să vadă frumusețea acestui pârâu. Opla! Am început să mă încălzesc, trebuie să mai dau jos din haine. Și vreau să-mi iau și vesta, mai bine că nu am luat. Sper să vă placă astfel de peisaje, astfel de conținut.
Eu chiar mă bucur de peisajele astea, îmi plac. În general îmi place zona de munte. E altceva față de șes, mare, și mare e frumoasă. Dar e altceva, e ceva diferit în zona de munte. Deși, cum v-am spus, nu este considerată munte aici, dar e o zonă stâncoasă. Aici e alunecă. Hop, să nu cadă. Gata. E chiar frumos cum se aude cântecul apei și cu ciripitul păsărilor din pădure. Îți dă o stare bună de liniște. Ne aflăm aici. Nu știu dacă toate stâncile astea, pietroaiele astea mari, au ajuns singure aici sau au fost aduse, dar cel mai probabil că unele au venit singure, unele au fost aduse. Dar tot ce contează este faptul că este frumos locul, este amenajat. Acolo este drumul de acces și pe aici, pentru cine vrea să facă un pic de echilibristică. Care și-a uitat sacoșa. Este o găleată în sacoșă. Oare ce-o fi cu ea, că nu-mi explic ce-ar putea căuta o găleată uscaznic. Este o găleată cu suport pentru mop. Bizar. Pe unde trebuie să trec? Este accesibil drumul, dar
trebuie cu atenție să nu facem bobița. Să vă arăt ceva. Acest copacel, uitați culoarea lui, culoarea care o are, că de fapt nu este culoarea naturală. Mai jos e culoarea naturală, e foarte lucios, uitați. De ce credeți? Pentru că drumul este foarte îngust, este o mână de ajutor pentru trecători, ca să poată trece pe poteca. Mulțumesc, copacel de ajutor, încă unul. Aceeași poveste, tot se țin de el, de ei, ca să nu alunece. Stau și mă întreb, mă gândesc, nu sunt și animale sălbatice în pădurea asta? Că am văzut pe panou de la intrare cerc, căprioare, era și porc mistreț, dar nu știu dacă exact pe aici, or fi mai departe, nu știu. Mistreața chiar nu este un, nu este chiar plăcut să mă întâlnesc cu ea, cu mistreața. Uite, spuneam de trecut, oare pe acolo să o iau? Eu nu știu, că mai este drum și pe acolo. Să iau pe acolo, pare interesant, un pic. Da, este drum și pe acolo. Uitați peretele ăsta de stâncă. Aurie, maronie, gri. Toate culorile. Hai să trec pe puntea asta și să văd. Probabil că ajung tot în capătul celălalt, dar mai este aici un pârgheaș care se unește cu celălalt. Apă curată de izvor, de munte. Da. Să ne continuăm drumul. Mai urcăm și trepte. Mai schimbăm peisajul. Este un pic cam îngust. Pentru două persoane va trebui să te retragi ca să treacă celălalt. Haide, haide! Să nu te apuce gâfâiara. metri, altitudine. Deci deja suntem la 310 metri altitudine. Aha. Da, ia uitați aici. Aia chiar e bună de scaldat acolo. Dar cine are curajul să se bage? Cristalină, uitați ce limpede e. Probabil la un moment dat o să se unească, o să văd. Hai cu treptele.
amenajare și construcția din lemn. Etienne Laura. Bain de Venus, altitudine 330. Ia să văd aici ce zice panou. Acest punct de orientare, de informare. Mi se înțeleg că are 6 km traseu. Aoleu, eu cred că am venit de acolo, acum suntem aici. Când mergi prin astfel de locuri, parcă nici nu-ți vine să mai ieși. Tot îți vine să te duci, să vezi unde ajungi. Când eram eu, pe la 18-19 ani, mergeam pe munte, era altceva. Și vârsta era alta. Dar acum, nu mă dau bătut la 41. V-am dezvăluit și vârsta mea. Încă pot, sunt în putere. Sper să nu renunț așa repede. Am văzut oameni mult mai în vârstă pe aici, 60 de ani. Da, păi eu. Toți alții cred că au scurtat pe aici traseul și au luat-o pe acolo. Dar nu, eu îi dau înainte, nu scurtesc traseu. Mi-am luat și o... La unde? Ok. O lampă LED care se fixează pe acest trepied. În caz că am nevoie de ea, să iluminez traseul, să o am acolo de rezervă, că nu se știe niciodată. Nu știu exact câte ore ține, dar da, deci aici nu mai este potecă. Probabil că se schimbă cursul, nu știu. Ah, uitați celălalt părul. Nu, ăsta e altul. Față de celălalt, de unde ne-am bifurcat. Și aici este cel pe care l-am urmat până acum. Acum nu știu pe care o să-l urmez. Nu cunosc locul. Este prima oară când vin. Așa că descoper și eu ceea ce există în... Aoleu, dar nu cred că o iau bine. Celălalt a făcut stânga care era în fața mea. Că aici văd că duce tot înainte traseul. Se vede un culoar în pădurea asta, dar nu cred că-l urmez. Să merg până sus aici să văd despre ce e vorba. Un pic
să resimte efortul care l-am făcut. Da, deci nu e pe aici. Nu trebuie să merg pe poteca care v-am arătat-o. Oare există vreo poteca pe aici? Ia să văd. Normal, încolo e direcția de unde trebuie să ajung. Vil obo. S-o iau pe acolo. Este o potecă. Pe acolo. Cred că aici este într-un sat vecin. Așa scrie acolo. Vil înseamnă oraș. Unde duce drumul ăsta? Că nici nu aș vrea să mă întorc pe care atâta, să merg prea mult și să mă întorc pe unde trebuia să fac eu stânga. Unde duce, că nu știu. Cred că nu e bine, dar o să mă întorc. Este o potecă încolo, vedeți? Dar nu știu în ce direcție duce și nu am niciun indicator să mă îndrume. Măcar am venit să nu rămân cu gândul că puteam ieși pe partea asta. Undeva ies eu, dar cum ajung eu la parcare? Uite, și o pârlică. Se ascunde. Cred că ar fi interesant să mă întâlnesc cu vreun animal pe aici prin pădure. Nu știu care mi-ar fi reacția. Ce aș face? Băi, dar nu știu ceilalți pe unde au luat-o, care au fost în fața mea. În mod normal ar trebui să tot pe aici să o fi luată și... eu am de urcat aici, nu urmă. Acum simt mușchii cel mai tare, încordați. Că e un pic de... Ia uitați. Bate inima. Cred că acum mergem pe creasta dealului ăsta. Din câte văd eu, suntem la altitudinea maximă. Uitați acolo o altă cărăruie. Potecuță care continuă pe aici. Aici se face o bifurcație, o intersecție de drumuri, acolo este blocat. Unde merge? Probabil că de acolo am, pe unde am vrut să iau prima oară, trebuia să ies pe aici. Parking. Se poate la... Uh-huh.
Deci mai am de mers o oră jumătate. 45 de minute, cred că. Unde mă aflu? Ia să văd. Tocmai acolo. M-am bătut de la drum. Da, trebuie să ajungem la destinație. Doar nu sunt în cosmos. Să nu mai ajung nicăieri. Sau pe Marte, că mai nou acum cu plecatul pe Marte. Eu nu am nevoie. Dar uitați, de acolo mai este o potecă care vine de sus. Dar normal aș fi putut să o iau în sus și căutam cursul apei și ajungeam din nou la mașină. Dar nu prea am experiența asta și nici nu mi-a trecut prin cap să fac chestia asta. Să merg până unde se poate. Punctul culminant maxim. Parking. Deci suntem în direcția bună. În direcția a bună. Oare mai fi fost careva pe aici? Sau sunt singurul? Nu prea se vede accesat traseul ăsta. Și de alții, probabil că ar mai fi fost alții, dar nu așa mulți. Opa, 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 să nu alunie. Da, cum vă ziceam, că nu este amenajat pe aici ca să mergi, dar au mai fost și alții. Hai să simți că pleci, nu? Nu mergi pe drum amenajat. Trebuia să traversez pe aici și pe undeva. Nu, nu, nu. Da, urc pe aici. Opa! Asta da. Toată chestia e să nu alunec. Uitați pe aici, se vede că au mai trecut alții. Nu vreau să alunec. Cam periculos. Dar se pare că reușesc. Nu are cum. Cine este în fața mea să nu reușesc? Doamne ferește! Sunt cel mai tare în fața mea. Gata. Da, uitați, pe acolo am trecut. Poteca e pe acolo, formată, dar am impresia că alții au luat-o și pe aici, prin pârâu. Hop, hop! O luăm pe aici.
Nu o iau eu. Aha. Deci de-abia acolo încep să dau de cărare. De aici a plecat, uite. Apoi am ajuns la locul de unde am plecat. Păi și cum fac să ies în partea cealaltă? Că e de mers încolo. Haide să vă zic ce am făcut. Am fost să merg. Asta e tare, am fost să merg. Am pedalat un pic pe jos, fără bicicleta. Da. Deci am fost la punctul acela de informare. Știți că am urcat scările alea și am ajuns la un punct de informare. Să văd pe unde să o iau, să nu mă întorc pe unde am venit. Am făcut un joc de cuvinte, te dă doare cap. Și am mers un pic. La întoarcere am alergat. Și acum, singura soluție. Da, deci vedeți, am venit de acolo. Am luat-o pe acolo și am mers până am ajuns. De m-am întors tot în punctul ăsta, unde am spus eu că oare unde duce pârâul. Și știți că v-am zis că domnii aceia care au venit de sus și au luat-o pe unde am venit eu. Da, deci pe acolo este cale de acces și cu mașina, dar bineînțeles este interzis. Și mai era, am ajuns, da. Și mai este drumul acesta. Dar unde urcam, o glumă? Cred că la noapte o să dorm ca un bebeluș. Ca un bebeluș. Hai, da. Singura soluție să mă întorc pe poteca asta unde am de mers. Doi... Aoleu, m-am încălcat strâmb. Bine că nu mi-a luxat piciorul. Oboseala. Mai am de mers 2,4 km. Pe aici, până la parcare. Și pe partea cealaltă, dacă ar fi fost să o iau, aveam 3,6 km. Problema e că aș fi luat-o și pe acolo, dar mai aveam de mers până la acea bifurcație. Da. Probabil că sunt roșu la față. Și nu știu dacă aș fi avut ce vedea pe acolo. Lucruri sau locuri interesante. Așa că prefer să o iau pe aici. E mai ieftin cu un kilometru, 200. Dar e mai aproape cu un kilogram. Un kilometru, 200. De ajuns trebuie să ajung la mașină. Probabil dacă o să văd acum vreo potec în stânga, o să mă duc în stânga să ies pe partea cealaltă. Sper să dau de ea. Da. Uitați aici. Deci mă aflu aici.
dacă vă aduceți aminte, că am fost în zona asta, undeva pe aici. Ajunsesem aici că nu știam ce să fac, să merg încolo sau să ajung înapoi la... Dar dacă mergeam încolo, nu ajungeam bine. Sau în cel mai rău caz, dacă o luam pe acolo, cred că ieșeam pe acolo, pe sus. Și ajungeam tot aici. Și pe mine m-ar fi interesat drumul ăsta. Deci eu aici erau undeva scările care vi le-am arătat și trebuia să merg până aici, sus, și să o ia traseul ăsta, care este mult mai lung. Și să ajung acolo, care și unul și altul ajunge tot acolo. Ce nu-mi place așa pe poteca asta, că nu mai am activitate. Și trebuie, nu mai pot vorbi singur. Că... Da? Ia uite-te, tocmai ce ziceam. O luăm pe poteca asta, gata. Da. O să fie traseu un pic mai lung până la parcare, dar problema, nu ne dăm bătuți. Am de urcat, dar nu urc eu. Ia să vezi, acum ajung sus. Ia să vedem, pitici, iată altă veveriță, țup, 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 ce aleargă. Urcat în copac. Ia, nu fuge până. Uitați. Nu mai obosește. Ia uitați-o, cum sare. În copac, în copac. Nu, e greu să o urmăresc. Uitați-o pe acolo. Un cheduș, atât te-ai întors. Se joacă, ce treabă are. Da, ai intrat în cetina de la brad, nu se mai vede. Uite sus acolo. Este arborat drapelul. Da, păi trebuie să merg eu acolo să văd. Să vadă ochiul meu. Ce e acolo? Și am venit degeaba. Dar, poteca asta duce în jos. Și ca să ajung acolo, va trebui să urc pe aici, că uitați unde este. Construcție ce? Dar nu e ușor de urcat, așa că o să mă rupt un pic cu dealul ăsta ca să o iau încolo. Am de urcat, așa că trebuie să îl iau așa prin învăluire din lateral, să fie urcos mai simplu. Da, cred că este un drum pe acolo, că vă niște. Văd niște cetățeni. Da, este poteca pe acolo. Deci ei vin tot de acolo. Vai ce m-am speriat. Ia uitați-vă acolo. Am zis că ăla negru este urs. Ce formă are. Și negru. Chiar te sperie.
Hai să urc acolo. Să vedem ce o să găsesc. Hai. Haide că mai e un pic. Haide, Cristi. Haide, Cristi. După o călătorie de două ore, vreo două ore jumate am de când tot escaladez pe aici, urc și cobor. Nu mai e chiar așa simplu să tot urci. Acolo e o potecă, nu știu unde duce. Dar o scurtăm pe aici. Scurtez pe aici. Este un foișor. Din ce da, nu dau eu seama. Oare, se vede frumos. Viu. Parcare. De acolo, acolo am fost. De acolo am venit. Și trebuie să luăm aici în stânga. În direcția aia nu mai este niciun indicator. Unde va duce, dar isprenul a pus indicator ca să nu să nu știi unde mergi și să renunți. Pentru că nu este drum turistic acolo. Dar cine are timp de călătorit, se duce pe unde vede cum. Încep să mă împiedic. Sunt pietrele astea scoase din pământ și este destul de abrupt. Băi, dar ce ciudat arată din îndepărtare pietroiul ăla. Deci are din unghiul ăla, are formă, zici că e urs. Stați și voi acolo. Da, deci a meritat să mă abat din drumul celălalt pe unde am fost și să vin pe aici. Un pic de peisaj de la înălțime. Dar care-i traseu? Care-i traseu? Că nu-mi dau seama. Aici mai văd o potecă, o cărare, dar nu știu unde merge. Și acolo parcă ar fi unul din babele. Este aici poteca asta și mai este sus una. Oare copacul ăsta cine l-o fi ronțăit? Miroase animal. Iar miroase animal. Dar aici am zis că miroase nu știu, cerba, căprioare. Miroase. Deci e foarte accentuat mirosul. Nu știu de unde vine.
era și curios să identific locul de unde vine mirosul. Dar să nu o iau la fugă după aceea. Dacă nu iau pe acolo pe lângă, urc pe babele. Deci miroase cumva, nu știu, a balegă de cal. S-ar prea putea să fie prin apropiere. Uitați-vă și cerbi, căprioare. Deci aici nu e nimic. Nu e nimic aici. Îl aduce vântul, mirosul, dar... Nu știu de unde îl aduce. În ce direcție. Altitudine 300 de metri. Da, pe acolo trebuia să ne apărăm pe poteca. Nu, mergem pe aici, pe sus. Încep să mă usture degetele la picioare. Un pic tălpile. Degetele. Partea dinspre vârf. Sper să nu fac beșici. Beșici. Deci dacă veneam pe acolo, trebuia să urc pe aici ca să ajung aici, pe stâncuța asta. Belvedere. Deci am ajuns la Belvedere. Să nu vă închipuiți că nu este adâncime aici. E, dar bine, un loc serios. Opa. Uite, alții au coborât pe aici. Unde am ajuns? Probabil că jos. Că sus nu au cum. Logic, nu? Da, dar eu o iau pe poteca care am intrat. Să ieșim unde ne-am propus. Și aici ce e? Un hâu. Da. Deci tot în poteca care v-am arătat-o ajung. Ui. Opa, tata, nu dărâma poarta, că nu mai am bani să fac alta. Ups. Hai. Hop. Oi. M-am dus pe spate, mie s-au numit în doi spatele, să mai ia mijlocul. Hopa. Da, deci pe acolo au coborât, de la Belvedere. Hai că o iau pe aici, că e mai sigur. Acolo nu am de ce mă ține și mă duc. Opla, că și pe aici mă duc, cu toată frâna mea de mână. Hopa. Nu mă întâlnesc cu vulpița. Dar oare ce-ar căuta vulpița pe aici? Vulpița cim. E o pasăre. Ciudat. Facă zgomote de-astea bruște. Să mai fi și singur. Că de parcă ar fi alții, ar mai fi alții. Nu te mai sperii, se sperie toți.
Unde am ajuns, măi? Unde am ajuns? Că tot acolo ajung. Cum dau, cum dreg. Că tot în același loc cred că ajung. Mai repede urc decât să cobor. Mai repede urc, auzi? E greu la coborât că trebuie să ții, să ții frână. Deci pe acolo am fost. Singur de coșuri de gunoi. Aici le avem. Aici la intrare sunt coșurile de gunoi. Până acasă o să mă odihnesc în mașină. Sincer să fiu, chiar nu știu câți kilometri am de aici, dar probabil vreo, dacă nu sunt 100, 70-80 tot sunt. Și mai am un pic și ies din pădure. Prin apă. Sincer să fiu, deci eu pe aici am intrat și am, și dacă ar fi să recapitulez, traseul a fost în direcția aia și mă gândeam că o să ies așa pe acolo, pe acolo frumos, pe sus, și o să ies în partea asta la intrare. Dar se pare că nu e așa. Se pare că nu e așa. Pleci din punctul ăsta și ajungi tot cam acolo. Aici este intrarea. Deci așa am tot trăit impresia că o să ies pe aici. Dar nu. Nu a fost așa. Vedeți, aici este baricadat. Cuțule, sper să fii cu minte, să stai acolo, să nu faci figuri, să mă alergi. Da, deci vedeți? Strict interzis. Ok, mersi. Auzi și tu la el. Zice să nu fac publicitate la ce scrie acolo. Care-i problema? Că am spus că este închis acea, este închis acea zonă turistică de pe 4 noiembrie 2020 până la noile ordini. Care-i problema? Ce e de ascuns în chestia asta? Nu înțeleg. Dacă e coronavirus. E coronavirus, nu? Și am ajuns de unde am plecat, aici. Totuși, nu știu care, vedeți, traseul de acolo până aici, că eu am fost până acolo. De fapt, până acolo am fost. Și nu știu care ar fi traseul ăsta ca să ies tot aici. Probabil, pe acolo mai este un alt traseu. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc că m-ați urmărit, că ați fost cu mine și în călătoria asta. Vă mulțumesc pentru vizionare, pentru like, pentru abonare. Să aveți o zi minunată! V-am pupat! Pa!